Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Victoria Petraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Cum au venit așa și au plecat? Tentativa de învestire a guvernului Grosu a eșuat, iar formațiunile politice acuză președintele și PAS-ul de genocid. Puși în libertate, judecătorii au respins cererea procurorilor, astfel că cei doi deputați rămași fără imunitate vor fi cercetați în libertate. În timp ce vaccinarea populației întârzie să înceapă, moldovenii cu pașaport român se pot imuniza peste Prut. Cum o pot face? Aflați din subiect. Viața devine din ce în ce mai scumpă, prețul la produsele alimentare crește ca pe drojdii, iar oamenii se plâng că devin din ce în ce mai săraci. Au venit, i-au văzut și au plecat. Cam așa a fost întâmpinat candidatul la funcția de prim-ministru Igor Grosu, dar și echipa sa care au venit astăzi la Parlament. Ședința plenară nu a durat nici jumătate de oră, iar din lipsă de cvorum, tentativa de investire a executivului a fost declarată eșuată. În aceste condiții, Grosu nici nu a reușit să-și prezinte programul. Ulterior, deputații au lansat acuzații dure în adresa Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și a președintelui Maia Sandu. Însoțit de cei 10 membri ai executivului, Igor Grosu, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a venit la Parlament pentru a-și prezenta echipa și programul de guvernare. Guvernul Grosu nu a ajuns însă să ceară votul de încredere din partea deputaților, după ce socialiștii și membrii Platformei Parlamentare pentru Moldova au boicotat ședința. Noi nu dorim să participăm la acest joc și fracțiunea socialiștilor va părăsi sala de plen. Nu vrem să participăm în acest circ, în acest show de prost gust. Drept urmare, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu, i-a anunțat că în sală nu este quorum, întrucât doar 43 de deputați erau prezenți. Aceasta a precizat că subiectul a fost epuizat și a anunțat pauză de o oră. Înainte de ședință, PSRM și membrii Platformei pentru Moldova și-au făcut publice motivele pentru care nu vor vota pentru guvernul Grosu. Este un nou episod din Teatrul Absurdului, regizat într-o manieră puierilă și în mare grabă. Acest guvern nu își dorește să fie votat și nu a întreprins nicio măsură reală pentru a se asigura că astăzi va acumula 51 de voturi. Este evident că aceste voturi nu există astăzi. Deputații din Platforma Parlamentară pentru Moldova nu vor susține guvernul Grosu. Nu putem vota pentru candidatul fake Grosu, pentru că asta ar însemna să dovedim o uriașă irresponsabilitate față de cetățeni și mult dispreț față de suferința lor. Mulți ne-au sugerat să-l votăm ca să ne batem joc de el și de Maia Sandu. Ulterior și celelalte formațiuni au declarat că toată responsabilitatea pentru eșecul investirii unui nou executiv este pe seama PAS-ului, un partid care deține doar 15 mandate în Parlament. Legislatorii au taxat dur și atitudinea Maiei Sandu, care s-ar eschiva de la răspundere. Deși vorbim de europenism, democrație și valori înalte, un partid cu 15 deputați vrea să-și asume de unul singur guvernare. În timp ce țara arde, unii se joacă timp de 3 luni de zile de a ba vrem votul, ba nu vrem votul. Modul în care a fost propus acest guvern este aproape o declarație de război. Ceea ce fac ei este un genocid împotriva țării. Și un partid cu 15 deputați și un președinte de țară țin ostatici întreaga țară, iată, deja 4 luni de zile. Așa numitul guvern Grosu vroia astăzi pur și simplu să facă o simulare. Cu 5 minute înainte de ședință s-a apropiat de mine candidatul desemnat și a zis că fracțiunea PAS nu votează propriul guvern. Iată, eu vă spun cu toată responsabilitatea acest lucru. Cum noi putem califica acest lucru? Este o bătaie de joc față de țară. Urmează că circul cumva să fie continuat în curtea constituțională.
După eșuarea tentativei de investire a guvernului, Igor Grosu a recunoscut că nu a avut nici măcar susținerea colegilor săi din partidul pe care îl conduce. Președintele interimar PAS a menționat că spera să îi convingă în timpul prezentării programului de guvernare. De asemenea, acesta s-a declarat încrezător că au fost create toate condițiile pentru declanșarea alegerilor anticipate. Noi am avut discuții ieri la Consiliul Politic Național, părerile au fost diferite, noi au fost deputați care aveau opțiunea, alții se mai gândeau, urma ca în cadrul dezbaterilor să fie luată decizia finală. Mai departe, cred că deja discuția se mută pe dimensiunea președinției, curții constituționale, să vedem cum o să evolueze lucrurile în ziua de mâine. Dar condițiile, cum cunoașteți dumneavoastră, cam sunt întrunite pentru a avea alegeri anticipate. Igor Grosu este al doilea candidat al președintelui care nu reușește să ajungă la șefia guvernului după ce Natalia Gavrilița a acumulat 0 voturi în Parlament. Desemnarea lui Grosu a fost declarată legală de Curtea Constituțională, care a respins sesizarea socialiștilor privind anularea decretului prezidențial. Grosu a venit în fața deputaților cu echipa și programul lui Gavrilița, care și-a schimbat doar denumirea, nu și conținutul. Deputații socialiști și cei ai Platformei Parlamentare pentru Moldova au reiterat existența unei majorități parlamentare care îl propune la funcția de premier pe ambasadorul Moldovei în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc. După eșuarea investirii guvernului Grosu, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a dat citire unei declarații prin care 53 de parlamentari și-au exprimat dezacordul față de dizolvarea legislativului. Majoritatea parlamentară absolut formalizată reiterează suportul pentru candidatul înaintat pentru funcție de prim-ministru, domnul Vladimir Golovatiuc. Anunțăm despre dezacordul în ceea ce privește dizolvarea Parlamentului Republicii Moldova. Ulterior, socialistul a anunțat că fracțiunea PSRM părăsește sala de plen. O decizie similară a fost vociferată și de membrii Platformei Parlamentare pentru Moldova. Drept urmare, președintele Parlamentului a declarat ședința închisă din lipsă de cvorum. Deputații se vor întruni vineri, 26 martie, într-o nouă ședință. Până la această oră, Maia Sandu nu a anunțat care vor fi acțiunile sale de mai departe după ce investirea guvernului Grosu a eșuat în Parlament. În timp ce fracțiunile parlamentare, dar și cetățenii sunt în așteptarea unei decizii pe marginea celor întâmplate, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a spus că deocamdată instituția nu are nicio reacție și nici nu a precizat când ar putea să se întâmple acest lucru. Deputații socialiști au atacat la Curtea Constituțională decretul Maia Sandu, prin care Natalia Gavrilița a fost desemnată candidat pentru funcția de premier. În sesizarea depusă de Vasile Bolea și Alexandru Suhodolski, se menționează că s-au adresat magistraților pe motiv că documentul semnat de șeful statului în ianuarie a fost unul fictiv, întrucât Gavrilița a cerut vot de neîncredere în legislativ, iar decretul nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Solicitat pentru un comentariu, purtătorul de cuvânt al președinției, Sorina Ștefârță, ne-a spus că instituția nu comentează la acest subiect. Iar Natalia Gavrilița, fostul candidat la șefia guvernului, nu ne-a răspuns la telefon. Amintim că inițial șeful statului a înaintat-o pe Natalia Gavrilița la funcția de premier în data de 27 ianuarie, care a acumulat 0 voturi în Parlament după ce chiar ea le-a solicitat deputaților să nu o susțină. Trecem la procedura... Eșecul investirii guvernului Sandu ar putea însemna începutul sfârșitului pentru oamenii președintelui. De această părere sunt analiștii. Totodată, ei precizează că Maia Sandu nu poate dizolva Parlamentul înainte de a consulta fracțiunile, iar majoritatea parlamentară care și-a reconfirmat astăzi formalizarea majorității ar putea să-l înainteze din nou pe Vladimir Golovatiuc la funcția de premier. Acum mingea este în terenul Curții Constituționale, mai spun analiștii. Aparent, după eșuarea celei de-a doua tentative de votare a unui nou guvern, există premize pentru declanșarea procesului de dizolvare a Parlamentului. Totuși, Maia Sandu nu poate face acest lucru fără a consulta din nou fracțiunile parlamentare. Unii vor spune că există o majoritate formalizată absolută și este nevoie încă de o tentativă de
votarea unui guvern plenipotențiar în Parlament. A doua, că este nevoie de un guvern de anticriză, inclusiv un guvern minoritar, aici în frunte cu Andrei Năstase, primul în frunte cu Vladimir Golovatiuc. Și a treia opțiune va fi că s-au creat circumstanțe favorabile pentru dizolvarea Parlamentului și anunțarea alegerilor anticipate. Și președintele urmează să aleagă. Totuși, un as în mânecă pentru PSRM este că a fost reconfirmată formalizarea majorității parlamentare, mai spune expertul. Am mai înțeles care a fost miza sesizării Curții Constituționale privind decretul de numire a doamnei Natalia Gavriliță în funcție de desemnare în funcție de prim-ministru. Deci socialiștii mizează că prima tentativă a fost neconstituțională. Iar analistul Anatol Țăranu susține că Igor Grosu a venit în fața deputaților cu ideea de a nu fi votat, iar asta ar însemna începutul sfârșitului pentru echipa șefului statului. Dacă se va adeveri faptul că guvernul Grosu nu avea intenții serioase ca să fie confirmat, asta creează anumite impedimente legate de viitoarea decizie a Curții Constituționale privind posibilitatea întrunirea condițiilor pentru declanșarea legilor anticipate. Riscurile sunt mari și eșecul intronării guvernului Grosu ar putea să însemne începerea procesului de erodare a imaginii și popularității președintelui Sandu. Totuși, Curtea Constituțională trebuie să lămurească lucrurile, spun analiștii. Până acum au existat tocmai 5 candidați la șefia Cabinetului de Miniștri: Natalia Gavrilița și Igor Grosu din partea președintelui, Mariana Durleșteanu și Vladimir Golovatiuc, susținut de o majoritate parlamentară, și Andrei Năstase, propus de partidul pe care îl conduce. În timp ce campania de vaccinare din țara noastră se mișcă cu viteza melcului și nu este clar când ar putea începe imunizarea populației generale, moldovenii care dețin cetățenia română au o alternativă. Mai exact, aceștia își pot administra în România serul Pfizer, AstraZeneca sau Moderna, în baza unei programări prealabile făcute online. Acest lucru îi scutește de autoizolare pentru 14 zile, atât în România cât și la revenirea în Republica Moldova. Cei care își doresc să se vaccineze, însă nu știu cum să o facă, pot afla întreaga procedură din subiectul ce urmează. Întrucât Republica Moldova este abia la prima etapă de imunizare în țara vecină, România, din 15 martie a demarat cea de-a treia etapă, când poate beneficia de vaccin anticovid populația generală. Astfel, moldovenii care dețin cetățenia română au posibilitatea de a-și administra serul la București ori în unul dintre cele 730 de centre deschise. Pentru asta este necesar să se înscrie pe Platforma Națională de Vaccinare din România. Mai exact pe vaccinare-covid.gov.ro. Autentificarea în platformă se realizează prin crearea în prealabil a unui cont, iar ulterior se introduc credențialele, adresa de e-mail și parola. Primul pas este de configurarea profilului prin introducerea corectă a datelor de identitate. Orice programare se face doar în baza unui număr de telefon românesc. Odată ce aveți contul creat, puteți alege data, ora, orașul și centrul de vaccinare dorit. În cazul în care locurile în instituția respectivă s-au epuizat, te poți înscrie pe lista de așteptare. Fiind inclus în ea, vei primi o notificare prin SMS și e-mail când vor fi locuri disponibile. Fiecare persoană are la dispoziție 24 de ore pentru a-și alege ziua și ora când poate merge să se imunizeze. Documentul care atestă programarea îl veți primi pe mail. Dacă nu vă programați pe locul disponibil în termen de 24 de ore, veți mai primi încă două notificări ulterioare. În lipsa unei confirmări în acest interval de timp, veți rămâne pe lista de așteptare, însă veți pierde poziția ocupată inițial. Există și o altă posibilitate de înscriere pe listele de așteptare.
Dacă optați să vă înscrieți pe lista de așteptare telefonic, prin call center la numărul 021 414 4425, programarea se va realiza automat în ziua și în intervalul orar disponibile pentru administrarea vaccinului. Data și ora vaccinării trebuie respectate obligatoriu. Moldovenii vor fi nevoiți să aibă cu sine pașaportul român sau buletinul de identitate. Documentul ce confirmă că aveți programarea făcută, dar și testul negativ PCR la coronavirus. Nu vor fi admiși cei care au febră sau alte simptome considerate neadecvate. Pentru a doua doză de vaccin, programarea se face automat. Cei care merg să se imunizeze sunt scutiți de carantină atât în țara vecină cât și în Moldova. Nu este clar deocamdată câți moldoveni au reușit să primească antidotul peste Prut. Însă, potrivit unor date statistice, peste 1 milion de moldoveni dețin cetățenie română. Deputatul socialist Ștefan Gațcan s-a vaccinat împotriva COVID-19. Despre asta a anunțat chiar Alesul Poporului pe pagina sa de Facebook. Acesta a menționat că doar vaccinarea în masă ne poate aduce succes în combaterea pandemiei și a venit cu un apel către toți cetățenii să se prezinte în siguranță în centrele de vaccinare pentru a fi imunizați. Ștefan Gațcan a ajuns în Parlament în 2020 după ce a candidat din partea PSRM în circumscripția Hâncești. Acesta este medic de profesie, iar timp de mai mulți ani a condus Institutul Mamei și Copilului și deține o clinică privată în capitală. Până acum, peste 27.500 de angajați medicali din Moldova s-au imunizat împotriva noului coronavirus. Știri externe. Comisia Europeană avertizează că situația epidemiologică se menține alarmantă în mai multe state membre ale UE, mai ales din cauza noilor variante ale coronavirusului. Totodată a propus controle mai stricte asupra exporturilor de vaccin. Între timp, compania Pfizer a început studiul clinic pe un medicament antiviral pentru tratarea infecțiilor cu noul coronavirus. Comisia Europeană a atenționat că se așteaptă noi majorări ale infectărilor și spitalizărilor în săptămânile viitoare, fiind provocate de mutațiile virusului. Acum, varianta britanică este dominantă, fiind prezentă în 25 de state ale blocului comunitar. Tulpinile sud-africană și braziliană au fost detectate în 18 și respectiv 9 state. Totodată, Comisia Europeană a propus controle mai stricte ale exporturilor de vaccin anticovid, după ce a acuzat firma britanică suedeză AstraZeneca că nu are respectat contractul de furnizare cu țările europene. Livrările de antidot vor fi efectuate în funcție de rata de imunizare și exporturile de vaccinuri din țara de destinație. Între timp, compania Pfizer anunță că a început un studiu clinic pentru o terapie antivirală destinată COVID-19, care ar putea fi administrată pacienților la primul semn de infecție. Producătorul care a dezvoltat primul vaccin împotriva coronavirusului autorizat în Statele Unite, alături de compania germană BioNTech, a declarat că medicamentul a arătat un efect puternic împotriva SARS-CoV-2. Iar cancelarul Angela Merkel a anulat carantina de 5 zile anunțată în Germania pentru Paști, în urma presiunilor și discuțiilor cu liderii de stat. Această greșeală este numai greșeala mea, a spus oficialul, explicând că a avut cele mai bune intenții. Între timp, Italia a efectuat 170.000 de vaccinări zilnice în această lună, iar obiectivul este majorarea acestui număr la 500.000. Din cauza numărului mare de infectări în rândul angajaților, primăria municipiului Bălți a intrat în carantină până la data de 5 aprilie, iar activitatea instituției a fost suspendată temporar. Potrivit responsabililor, mai mulți angajați sunt în stare gravă, având plămânii afectați în proporții de 50%. Grigorișin mai menționează că acces în instituție au doar persoanele care nu au avut contact direct cu cei infectați, iar prezența lor fizică la locul de muncă este necesară. Toți ceilalți care se află în autoizolare la domiciliu. Între timp, primarul de Bălți, Renato Usatăi, s-a lăudat că s-a imunizat cu vaccinul Sputnik V în timp ce se afla într-o vacanță de lux în Dubai. Amintim că primăria capitalei și-a închis ușile după ce 10 de angajați au fost confirmați pozitiv la coronavirus. Printre cei suferinți este și primarul general Ion Ceban.
Magistrații judecătoriei Ciocana au respins cererea procurorilor de a-i pune sub arest pe deputații partidului politic Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, pentru 30 de zile. Astfel, parlamentarii vor fi cercetați în libertate. Ei resping acuzațiile care le sunt aduse și se declară victimele unor răfuieli politice. Procuratura Generală a anunțat că va contesta decizia judecătorilor. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis eliberarea sub control judiciar pentru 30 de zile a deputaților Petru Jardan și Denis Ulanov. Acesta din urmă salută decizia instanței și spune că va prezenta în continuare probe pentru a-și demonstra nevinovăția. Eu consider că este primul pas în restabilirea dreptății. Râde bine cel care râde la urmă, pentru că în această situație care se întâmplă astăzi nu este nimic juridic. Nicio juridică chiar nu. Noi de la început am spus că nu sunt chimieri pentru reținere și pentru arestări. Și pe parcurs noi vom lucra cu organul de urmărire penală și vom stabili tot adevărul pe această cauză penală. În fața instanței au venit mai mulți colegi de partid pentru a-i susține pe cei doi deputați. Ceea ce s-a întâmplat a fost un atac raider, un atac banditesc, așa cum a zis și președintele nostru, domnul Ilan Șor. Supra partidului politic Șor, fracțiunii noastre și a Platformei pentru Moldova, cu singurul scop ca noi să nu fim atât de puternici în deciziile noastre. De cealaltă parte, Procuratura Generală anunță că va contesta decizia. Deputații Platformei pentru Moldova au semnat o declarație în care și-au asumat public un angajament că cei doi colegi de-ai lor nu se vor eschiva de răspundere, vor respecta ordinea publică și se vor prezenta în fața instituțiilor de drept de fiecare dată când va fi nevoie. Astfel au cerut ca Jardan și Ulanov să fie cercetați în stare de libertate. Potrivit Procuratorii Generale, Denis Ulanov este învinuit de escrocherie și spălare de bani într-un dosar de presupusă fraudă bancară, iar Petru Jardan este acuzat de abuz în serviciu într-un dosar legat de întreprinderea de stat aeroportul Chișinău, înainte ca aceasta să fie concesionată. Ambii deputați susțin că dosarele lor sunt politice. Procuratura a precizat anterior că nu comentează declarațiile politice. Viața este tot mai scumpă în Republica Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, doar în luna februarie, prețurile de consum s-au majorat în medie cu 0,38% comparativ cu ianuarie. Deși s-ar părea că scumpirile nu sunt mari, realitatea de la piață este alta. Un litru de ulei, de exemplu, costă mai mult de 30 de lei, cu 10 mai mult decât în toamna anului trecut, iar prognozele producătorilor autohtoni nu sunt deloc optimiste. Dacă anul trecut în piața centrală din capitală un litru de ulei era cumpărat cu 20 de lei, acum se vinde și cu până la 32 de lei. Comercianții ne-au explicat că prețul a crescut treptat și este pentru prima oară când acest produs alimentar a ajuns să coste atât de mult. Seceta și roada slabă. Asta e pricina. Vânzările cum sunt dacă prețul a crescut? Dacă s-a majorat, oricum, omul cumpără, fiindcă... Mă rog, fără ulei nu faci mâncare. Până amu noi așa prețuri n-am avut. Eu cred dacă să avem o roadă bună, cred că ar schiși prețurile înapoi. În unele supermarketuri, prețurile pentru un litru de ulei au ajuns însă la 38 de lei. În aceste condiții, producătorii spun că situația va rămâne neschimbată până la sfârșitul vierei. Toată zona noastră a fost afectată. Deci o să vedem normal pe costul ridicat, va fi bine să fie în august să se pare materie primă și prețurile să revină la loc. Solicitați de noi, autoritățile ne-au spus că vor sesiza Consiliul Concurenței și Agenția pentru Protecția Consumatorilor pentru a stabili motivele care au provocat această majorare. Ceea ce vedem noi acum pe piață reiese din prețul kilogramului de floarea soarelui de 12-12,50 lei per kilogram. Reieșind din aceste calcule teoretice, deci prețul de cost a unui litru de ulei ar fi în jur de 37 de lei. Dar nu credem noi că tot uleiul de pe piață a fost produs din semințe achiziționate cu 12 lei și 12 lei 50 sau 13. Condițiile meteorologice de anul trecut au dus la majorarea prețurilor și pentru alte culturi, cum ar fi porumbul, grâul, fasolea și merele. Cât vindeți merele? Depinde. De 12, de 16, de 18. Anul trecut a fost mai ieftin mărul, a fost mai... Dar anul ăsta a fost mult și bătut de chiatră, mult tot așa. Golden a fost așa, an cu 8, cu 7 vindem. Anul ăsta? Anul ăsta e 15.
La fasole, cum este prețul? La fasole, dacă anul trecut erau 20, acum sunt 25 lei kilogram. Porumbul era anul trecut la 3-4, acum e 7 lei kilogram. Iar cumpărătorii se plâng că nu mai pot face față scumpirilor. După ce ați venit la piață? După fasole. Fasole. Și cum este prețul lor? Uitați-vă și singur, 40 de lei. Cumpărați? Nu, că e scump pentru mine. De lucru nu-i. Noi stăm acasă și când dai să cumperi ceva, cumperi și plătești localele, atâta. Și mai cumperi medicamente și de mâncare, practic, puțin. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna februarie, cartofii s-au scumpit cu 6,8%, legumele proaspete cu 4,6%, iar uleiul de floarea soarelui cu 2,8% față de ianuarie și prețurile la fructele proaspete au crescut cu 1,6%. Continuăm cu alte știri. Populația Republicii Moldova ar urma să scadă sub 2,4 milioane de locuitori până în 2035. Datele îngrijorătoare au fost prezentate într-un raport realizat la tema îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă tocmit de ONU. Printre motivele principale se numără exodul masiv al cetățenilor, îmbătrânirea populației, scăderea ratei de fertilitate și creșterea mortalității. Potrivit reprezentantei Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Nighina Abazade, țara noastră se află în top 10 state europene din regiune care se confruntă cu exodul masiv al populației. Potrivit ei, în Republica Moldova, rata emigrării cetățenilor apți de muncă este de 40%, ceea ce o plasează printre primele țări de pe continentul european la capitolul reducerii populației. Republica Moldova pierde circa 1,5% din populația sa anuală. Reducerea populației urmează să continue cu depopularea zonelor rurale. Un alt factor al scăderii numărului populației este și rata îmbătrânirii, care rămâne una înaltă de aproape 22%, ceea ce generează o serie de consecințe economice și bugetare. Femeile în continuare trăiesc mai mult decât bărbații, dar și nivelul lor de sărăcie este mult mai mare. În țara noastră se atestează și o creștere a mortalității, un factor important fiind pandemia de COVID-19. Potrivit reprezentantei Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, în mediul rural, oamenii trăiesc cu 4 ani mai puțin decât cei din mediul urban. Iar starea de sănătate a moldovenilor este una precară din cauza lipsei accesului la servicii medicale calitative. Totuși, speranța de viață în țara noastră a crescut cu 1,6 ani în ultimii 6 ani. De asemenea, ONU notează că și scăderea ratei de fertilitate reprezintă o problemă demografică. Republica Moldova înregistrează o fertilitate destul de redusă, deoarece moldovenii iau decizia de a forma o familie și a face copii în funcție de situația financiară. Specialiștii prognozează că rata de emigrare va continua să crească și în următoarea perioadă din cauza problemelor socioeconomice din țară. S-a dat în spectacol cu poliția un bărbat de 34 de ani prins beat la volan de poliție. A devenit agresiv și a încercat chiar să dea foc la propria mașină. Incidentul a avut loc în apropiere de satul Mălăiești, când un echipaj de patrulare a observat un automobil care se deplasa haotic și a somat șoferul să tragă pe dreapta. Acesta nu s-a conformat și a încercat să fugă. Potrivit poliției, într-un moment dat, șoferul buclucaș a pierdut controlul asupra volanului și a derapat de pe șosea. După efectuarea alcool testului, s-a constatat că el avea 0,56 mg per litru de alcool în aerul expirat. Au fost pornite 2 procese penale pentru huliganism și pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației rutiere. 6 bărbați, printre care și un avocat, au fost reținuți fiind bănuiți de punerea în circulație a drogurilor. Potrivit oamenilor legii, substanțele interzise erau vândute în municipiul Bălți și în raionul Dondușeni. În urma perchezițiilor efectuate de polițiști la domiciliile indivizilor, au fost ridicate 100 de kilograme de marihuana fărâmițată și 200 de kilograme de plante de câini păuscate. Totodată au fost depistate 5 aparate artizanale destinate consumului de droguri, materiale pentru
pentru ambalarea substanțelor narcotice, dar și peste 66.000 de lei. Potrivit poliției, valoarea drogurilor pe Piața Neagră ar fi de aproape 7 milioane de lei. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar oamenii legii urmează să stabilească dacă și alte persoane au fost implicate în această schemă. Iar acum o știre de ultimă oră. Maia Sandu anunță că invită mâine fracțiunile parlamentare în consultări în vederea dizolvării Parlamentului. Anunțul a fost făcut de administrația prezidențială. Deputații sunt așteptați rând pe rând la discuții. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape, urmează prognoza meteo. Să aveți o seară frumoasă. La revedere! Vreme instabilă cu temperaturi în ușoară creștere, anunță meteorologii. Soare și 11 grade vor fi la Chișinău, la Briceni 8, iar la Bălți 10 grade Celsius. La Soroca, Florești și Leușeni sunt prognozate 10 grade. Maxima la Orhei și Dubăsari va fi de 11 grade, la Ungheni termometrele vor indica cu un grad mai puțin. 11 grade se vor înregistra la Tiraspol și în sud, la Comrat și Cahul. Urmează prognoza pentru alte capitale, soare și 11 grade vor fi la București, la Kiev și Moscova soare cu nori, în termometre 8 grade și respectiv 4. 12 grade se vor înregistra la Londra, la Madrid soare din plin și 19 grade, 14 grade vor fi la Paris și va ploua. La Roma vor fi 17 grade, la Berlin 15, iar la Atena 12 grade Celsius.